Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Peste 25 de milioane de lei sunt investiți în stația de la Zănoaga, una aflată deasupra municipiului Petroșani și care poate asigura alimentarea cu apă până la Vulcan pe vest și până în Petroșani Nord. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar tehnologia de aici va fi una dintre cele mai moderne din țară, progresul fiind deja vizibil. Aflată undeva la intrarea dinspre defileul Jiului, stația de tratare a apei de la Zănoaga a intrat deja în reparații capitale, ea fiind una dintre cele mai vechi, dar cea mai importantă pentru petroșani. Aici sunt reabilitați 6 km de aducțiune, lucru care provoacă atât constructorul cât și apa serv, deoarece condiția este ca ea să rămână în funcțiune și chiar și acum funcționează cu 3 filtre, celelalte 6 fiind în reabilitare. Stația se află chiar la intersecția celor două jiuri de est și de vest, fiind la confluența lor, dar la unul dintre cele mai înalte puncte din oraș. Unul dintre obiectivele foarte importante, pot să spun de importanță strategică pentru apa serv, este stația de tratare Zănoaga. Stația de tratare Zănoaga, în momentul de față, este într-un program de reabilitare, pot să spun totală, deoarece se va schimba tot fluxul tehnologic. Vom avea 15 obiective noi, se va schimba tot ce înseamnă partea de tratare, partea de dezinfecție și partea de asigurare a calității apei pentru consumator. Stația a fost pusă în funcțiune în 1996, iar în tot acest timp nu a suferit niciun fel de reabilitare. Acum lucrările sunt iminente și aici ajunge apa de pe două captări din defileul Jiului. Când spun de stația Zănoaga, este foarte important nu numai stația efectivă, ci și de cele două captări de pe Izvorul și de pe Polatiște. În programul operațional Infrastructură Mare se va reabilita și stația și captarea Izvorul, precum și o parte din aducțiune. Aducțiunea de la cele două captări are o lungime de aproximativ 15 km. Din cei 15 km, prin acest program se reabilitează aproape 4 km, după care apa intră gravitațional și schimbă tot fluxul tehnologic viitoarea stație. Stația Zănoaga va fi din temelii modificată ca și flux tehnologic. S-au introdus noi trepte de tratare a apei și dacă înainte aveam un decantor radial care nu avea eficiență și nu prea lucra la turbidități mari, acum, decantorul, care deja este realizat cam în proporție de 70%, va da o siguranță în treapta de decantare. Dacă în trecut aveam un decantor suspensional care ne crea mari probleme în ceea ce privește tratarea apei, și de ce spun asta, dacă la alte stații captările sunt maxim un kilometru de stație, cei 15 km de unde vine apa, informația ne vine brusc, dintr-o dată. Adică în alte părți, Staia, Jiez, vedem apa, vedem cum crește turbiditatea, pe când așa nu știm ce se întâmplă la 15 km de noi și poate să vină brusc apă. Și marea problemă era că acel decantor suspensional nu făcea față la schimbările de turbiditate. Odată cu punerea în funcțiune și montarea și punerea în funcțiune a decantorului lamelar, decantor lamelar care este parțial similar cu cele montate în Jieț și în stația Valea de Pești. Am văzut performanța lui, a fost încercată performanța lui, să zic așa, timp de 7 ani și este soluția cea mai bună ca apa care vine din munte să o tratăm și să ajungă să fie potabilă la consumator. Mai este un an până la finalizarea investiției și tot aici avem și o stație de filtre nouă în care bateriile vor folosi nisip liber ori cărbune granular activ. Toate acestea reprezintă tehnologii de ultimă generație și în toată Europa, lucru ce va face din stația de aici una dintre cele mai moderne, apa fiind chiar ozonificată. În cadrul stației Zănoaga se reabilitează tot ce înseamnă stația de filtre. Dacă înainte erau 8 filtre de nisip cu nivel liber, cele 8 filtre se vor împărți în două, 4 filtre de nisip cu nivel liber și 4 filtre cu cărbune activ. Se schimbă tot ce înseamnă stratul de drenaj al filtrelor, stratul de filtrare, practic filtrele vor deveni niște filtre noi.
Și toate aceste investiții se fac fără ca oamenii să fie afectați ori lipsiți de apă la robinet. Odată cu schimbarea întregului flux tehnologic, nimeni n-a suferit în aval de stații, adică tot ce înseamnă cartier aeroport din cauza acestor lucrări. De aia spuneam că stația Zănoaga este o stație strategică. Dacă în momentul de față stația Zănoaga și implicit locatarii din cartierul aeroport beneficiază în momentele în care stația nu e funcțională, deoarece e limitată din punct de vedere al tehnologiei, ei primesc apă, o parte primesc apă din sursa Valea de Pești, o stație modernizată, și din sursa Jieț. În momentul în care stația Valea de Pești a fost în reabilitare, stația Zănoaga asigura o parte din apă necesară până în orașul Vulcan. Deci de asta această stație, după cum vedeți, este undeva la intersecția Jiului de Est cu Jiul de Vest. Ea oricând poate asigura apă și în partea de est a Văii Jiului și în partea de vest a Văii Jiului. De aia era obligatoriu ca această stație să facă față normelor care sunt acum în vigoare. Era nevoie să o reabilităm complet. Nu ne-am spus care este valoarea investiției. Valoarea investiției e undeva, nu vă pot spune suma exactă, e undeva la 25 de milioane de euro. Progresul fizic este trecut de 50%, dar echipamentele practic sunt aduse, ele încă nu sunt puse în funcțiune, încă funcționăm cu echipamentele vechi. Dar constructorul lucrează cu toate problemele care le are, constructorul lucrează și progresul se vede. Noi sperăm că se va încadra în termen, dacă nu, obligativitatea lui pe parcursul derulării lucrărilor este ca stația să fie funcțională. Adică dacă ea este oprită 2-3 ore, nu afectează alimentarea cu apă, chiar dacă e o problemă strictă a constructorului, adică să cupleze cumva, să schimbe, să facă niște rețele provizorii pentru funcționarea stației, având în vedere faptul că avem decantoarele 2x2000 în apropierea noastră, putem gestiona, să zic, mult mai ușor apa care o dăm la consumator. Toată investiția se ridică la suma exactă de 25.078.615,76 de lei și va fi gata în vara anului 2022. După ce reprezentanții Consiliului Județean au semnat actul de cumpărare a activelor de la Mina Petrila, urmează să fie întocmit și proiectul de urbanism zonal. Din această săptămână începe oficial inventarierea tuturor bunurilor rămase nedemolate acolo. Apoi mai multe ONG-uri sunt și ele chemate să scrie proiecte de finanțare, iar administrația cere părerea localnicilor dacă să mute primăria acolo. Mai multe clădiri aflate pe teritoriul fostei mine Petrila formează acum ansamblul istoric ce va fi redat comunității, dar într-o altă formulă, doar că e nevoie de investiții și acum se face inventarul. Asta pentru ca să se știe dacă clădirile din actul de vânzare-cumpărare se mai regăsesc în teren, pentru că de-a lungul timpului hoții au cam dat iama în curtea fostei mine, iar timpul a erodat o parte din ele. S-a făcut echipa care împreună cu cei de la închideri de mină vor inventaria tot ceea ce apare în actul de vânzare-cumpărare și sperăm ca până la sfârșitul lunii mai să intrăm în proprietatea tot ceea ce înseamnă ansamblul istoric Mina Petrila. Și pentru a fi redat comunității, ansamblul are nevoie de investiții. Ca să putem face modernizări și să facem investiții la ansamblu istoric, noi trebuie să facem un puz. Vom face un puz în care să vină cât mai mulți. Chiar o licitație internațională, fiindcă ne interesează să facem un lucru bun acolo. Și pentru a nu mai cheltui și alți bani aici, în afară de paza obiectivului, cei de la Consiliul Județean chiar au cerut să nu mai plătească impozite. Vom face în așa fel încât să, ca Consiliul Local Petrila să reducă impozitul la zero, fiindcă există cadrul legal pentru a face. Tot astăzi am avut o discuție cu primarul orașului Petrila ca să emită o hotărâre de Consiliul Local ca acea clădire care este în proprietatea primăriei, mă refer la clădirea Pompadou, să treacă în proprietatea Consiliului Județean, fiindcă pentru început vrem să investim și aceea să fie într-adevăr o clădire funcțională. Nu pot spune că nu este funcțională acum, dar trebuie să investim ceva bani. Mina Petrila a fost cumpărată la începutul lunii mai, când președintele Consiliului Județean Hunedoara a semnat actele.
Cei din Consiliul Județean spun că obiectivele istorice ar urma să le preia Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, care să scrie proiecte europene și să le pună în valoare. Terenul rămas va fi pus la dispoziția celor interesați, că acolo este apă, curent și gaz. O parte din preparație ar urma să fie preluată de Asociația Planeta Petrila, care are în plan să atragă 5 milioane de euro, iar clădirile administrative pot fi preluate de primărie, care ar urma să își aducă acolo toate serviciile la un loc. ADR Vest și Asociația Roreg organizează o serie de sesiuni de instruire pentru autoritățile administrației publice locale din orașe, municipii și de la nivelul consiliilor județene. Înscrierile expiră la miezul nopții. Cursurile sunt gratuite și vizează îmbunătățirea capacității de a elabora și implementa proiecte cu finanțare europeană și cuprind tematici care acoperă tot ciclul de viață al unui proiect. Instruirea vizează exclusiv personalul implicat în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană din cadrul orașelor, municipiilor și consiliilor județene și se vor desfășura online. Pentru perioada 2021-2027, localitățile urbane și consiliile județene din regiunea Vest, în care se înscrie și județul nostru, vor avea posibilitatea de a accesa sume importante din fonduri europene disponibile prin programele operaționale sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Instruirea vizează exclusiv personalul implicat în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană din cadrul orașelor, municipiilor, consiliilor județene. Formarea este asigurată de o echipă de lectori autorizați cu experiență în domeniu. Fiecare sesiune de instruire se va desfășura pe parcursul a 5 zile, câte 8 ore pe zi, numărul maxim de cursanți pentru fiecare sesiune fiind de 25 de persoane. Înscrierile pot fi făcute până cel târziu la data de 11 mai la ora 23:59 de minute. 1. Ziua Europei a fost sărbătorită la începutul acestei săptămâni și la Deva printr-o manifestare specială. Astfel, în foaierul Centrului Cultural Drăgan Muntean, elevii și profesorii Colegiului Național Regina Maria s-au unit pentru Europa. Colegiul Național Regina Maria este de câțiva ani școala ambasadora Parlamentului European, așa că era imposibil ca de Ziua Europei să nu aibă loc un eveniment special. Așadar, toți elevii, alături de profesori și voluntarii de la Crucea Roșie, au demarat cu acest prilej o strângere de fonduri pentru poporul ucrainean. Astfel, toți elevii colegiului nostru, dar și cadre didactice, au devenit ambasadori seniori și juniori ai Parlamentului European, pregătindu-te un stand cu produse, cu ținute reprezentative de promovare a acestor țări. Sigur că nu putem să fim nepăsători la ceea ce se întâmplă în contextul geopolitic și am organizat cu acest prilej, poate că cea mai mare sau una dintre cele mai mari campanii de colectare și strângere de fonduri și alimente neperisabile pentru ucrainieni. Eu am să le doresc tuturor să meargă să viziteze aceste state și în calitate de turiști, și în calitate de voluntari și mai târziu și prin programele Uniunii Europene Erasmus să studieze în aceste țări. Iar pe de altă parte, prin solidaritatea pentru copiii, pentru tinerii din Ucraina, este un lucru normal să ajutăm în continuare pe cei care în aceste zile au nevoie de ajutorul nostru. În toată Europa și în întreaga lume se sărbătorește această zi ca o marcă a toleranței și a bunăvoinței între oameni. Sub filiala Deva Crucii Roșii, alături de mai multe alte organizații și de școli din Deva, organizează o acțiune de strângere de fonduri și de alimente neperisabile pentru ucrainieni. Da, este o parte a acestei activități, 9 mai, tripla semnificație istorică în primul rând, proclamarea independenței de stat a României, crearea, de fapt, actului prin care se înființa comunitatea europeană. Scopul acțiunii inițiate de ambasadorii juniori și seniori ai Parlamentului European a fost marcarea Zilei Europei într-un mod diferit, prin arătarea solidarității față de poporul ucrainean, dar și pentru promovarea instituției de prestigiu de la noi. De curând, în Petroșani s-a deschis un magazin unic în Valea Jiului. Viitoarele mirese pot renunța la drumurile spre marile orașe pentru că rochia ideală pentru ziua cea mare o găsesc de acum și aici. Dacă sunteți curioși, treceți pragul magazinului Elise Royal vis-a-vis de parcul Carol Schroeter. Love and marriage, love and marriage.
Tinerele care visează la rochia perfectă pentru ziua în care vor deveni mirese nu trebuie să mai piardă timp și bani pentru a merge în orașe mari, acolo unde există magazine dedicate pentru acest eveniment. De acum și în Petroșani s-a deschis un loc, unic în Valea Jiului, unde găsiți tot ceea ce aveți nevoie pentru a străluci în ziua cea mare. Am observat că în Valea Jiului nu există un astfel de magazin și majoritatea femeilor aleg să meargă în alte orașe pentru a-și găsi o rochie de mireasă sau de ocazie și astfel pierd timp. Așa că ne-am decis noi să deschidem unul unde să aducem cele mai noi rochii, iar clientele noastre să fie în trend. La Elis Royal găsiți de la rochii de mireasă la rochii de ocazie, diademe, coronițe, poșete de ocazie, jartiere, halate, dar și o gamă variată de accesorii pentru ca ținuta să fie una completă. Mai mult puteți opta și doar pentru închirierea unei rochii de mireasă, asta în funcție de dorința fiecăruia. Magazinul este situat pe Bulevardul 1 Decembrie din Petroșani, vis-a-vis de Parcul Central Carol Schröter. Nu ezitați să ne faceți o vizită la magazinul nostru Elis Royal din Petroșani. Vă așteptăm cu drag! Punem punct știrilor aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, pe hd365.tv puteți accesa oricând arhiva emisiunilor noastre. Seară bună tuturor!